suntem de la Edit Media și am venit la dumneavoastră cu o surpriză. Iată, această surpriză este pentru tine, Radu. Este o surpriză din toată inima și cu mult drag. Și să știi că cei care te iubesc din tot sufletul astăzi sunt foarte bucuroși că tu ești aici cu ei împreună și îți urează tot binele din lume. Și mai știm că este cineva drag, a organizat o surpriză pentru tine. S-au adunat astăzi mai mulți oameni care te iubesc și te stimează pentru a sărbători un eveniment minunat, un eveniment pe care tu ți l-ai propus ca să-l realizezi pe parcursul vieții tale. Tu intuiești despre ce vorbesc? Nu. Uite, această surpriză este cu prilejul că tu ai realizat un vis. Tu ți-ai construit o casă și recent vei sărbători intrarea în casă nouă. Toți cei dragi sunt foarte mândri de tine și sunt bucuroși că tu ai reușit acest gând să-l duci la bun sfârșit și se bucură enorm și împărtășesc toate aceste sentimente de bucurie împreună cu tine. Și cea care a solicitat surpriza este surioara, care ne-a expediat un mesaj pentru tine. Dar până a dat citire, uite, primește această surpriză care cumnatul tău o ține în mână. Este pentru tine. Hai ne spui din tăi dacă te-ai așteptat la o asemenea surpriză. Nu m-am așteptat. Mulțumesc de surpriză. Când ai venit acasă? Data 26. Deci ai câteva zile de când ai venit în Moldova și știm că în curând vei pleca. Însă cei dragi au decis iată așa să sărbătorească împreună cu tine intrarea în casă nouă. Ascultă și mesajul care l-am primit de la surioara ta. Scumpul meu frățior, să mă ierți de îndrăzneala mea, dar mi-am dorit mult să-ți fac această surpriză. Zilele acestea vei sărbători intrarea în căsuța ta, care ai muncit și ai construit-o singur, cu mânuțele tale. Am lacrimi de bucurie pentru tine, frățiorul meu. Sunt mândră de tine și îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă. Noua ta căsuță este departe de mine, dar totodată sunt fericită pentru că tu ești împlinit. Îți doresc ca în cuibușorul tău să ai numai bucurii și să ne aștepți cu drag în ospeție. Și noi, la rândul nostru, te vom aștepta mereu aici, acasă. Scumpul meu, cel mai înțelept frățior, te iubesc nespus de mult, îți doresc multă fericire și tot binele din lume. Acest mesaj noi l-am primit de la sora ta, Ludmila, și cumnatul Ruslan, care cu toții îți sunt alături și împreună cu mămica și toate rudele care astăzi s-au adunat și care încă vor veni aici să te felicite și să-ți dorească tot binele din lume. Mulțumesc! Eu vreau să știi că mă mândresc foarte mult de tine. Mă bucur ce ți-ai pus în plan să îndeplinit și îți doresc multă sănătate că mai departe să-ți îndeplinești toate dorințele, dar noi te vom ajuta cu ce-mi puteai și mereu te vom susține. Și mămica le dorește și poți să dorească o mamă la copii. În primul rând să rămâneți oameni, cu bani sau fără bani, cu averi sau fără averi, oameni, cu litera mare. Vă doresc sănătate, vă doresc cale ușoară în viață. Eu bucurie nu prea am avut în viață, dar și mie mare bucurie că să ieși doi hulochi în prijurul meu. Mănca vă iubește nespus de mult și vă doresc tot ce mai bun în viață. Și uite, Radu, câte rude s-au adunat astăzi pentru tine, pentru că sunt mândri și te iubesc foarte mult. Și sunt bucuroși că tu ai fost tare, ai înfruntat orice în viață ca să realizezi ceea ce ți-ai propus. Radu, îți dorim în căsuța, în lăcașul în care ți l-ai construit, să domine totdeauna liniștea sufletească, pacea, norocul, fericirea
Și să auzim în continuare cât mai multe glasuri și voce de copii. Un drum bun în viață dorim mai departe și să găsești cât mai degrabă a 2:30. Radu, și sănătoși, și sănătoși tăți, și-o bucurat mai mică cum s-a bucurat-o până acum. Și să-ți găsești nireasă frumoasă, cum aș fi dat și bucuminte. Și sănătos. Și să te Dumnezeu să o bucuri, mămica, cum ai bucurat-o până acum. Și sănătos. Să ai bucurie. Deci o căsuță de lemn. Planul a fost de ceva timp, însă timp de o lună tu ai reușit să-ți construiești visul tău și să te simți astăzi împlinit. Te felicităm și mult succes în continuare și fie ca să ai acea putere și voință ca să-ți îndeplinești și mai departe toate visurile tale. Я не буду прошлое, оно и так всегда со мной. Я помню только все хорошее. Порой я вспоминаю вас, мои друзья, застолье и веселый смех. Как хочется вернуть на миг вчера и в гости пригласить вас всех. Приходите же, друзья, в мой дом, посидим мы вместе за столом. Пожелать хочу вам долгих лет, помянуть кого уж с нами нет. Дай вам Бог удачи и добра, мои друзья. И пусть метель метет и холода, дожди идут или жара, я остаюсь таким, как был вчера. Мой дом для вас открыт всегда. Приходите же, друзья, в мой дом, посидим мы вместе за столом. Пожелать хочу вам долгих лет, помянуть кого уж с нами нет. Дай вам Бог удачи и добра, мои друзья.